Bună dimineața, bun găsit la Daily Briefing. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne reauzim. Sper că sunetul este ok. În cazul în care apar probleme, vă rog să-mi semnalizați acest lucru. Moneda unică pare să fi stabilizat în zona 1.28, un nivel de suport pe care nu a reușit să-l străpungă. Tendința de ieri a fost însă predominant descendentă, una justificată de datele în general slabe. Indicii de activitate în zona de producție au arătat o continuare a contracției, ba chiar pentru Spania și Italia o accelerare a acesteia. Bersani a declarat de asemenea undeva în a doua parte a zilei de ieri, am văzut cum o posibilă alianță cu Berlusconi a fost scoasă din discuție. Acest lucru pune din nou presiune pe necesitatea unei formării unei coaliții în Italia, care pare a fi în momentul de față mai dificil de obținut. Fără aceasta s-ar ajunge cel mai probabil din nou la alegeri anticipate și acest lucru ar permite reinstalarea unei perioade de incertitudine, probabil cu efecte negative asupra monedei unice. Spania poartă negocieri cu Uniunea Europeană pentru a stabili țintele de deficit bugetar și astfel a structura nivelul taxelor pentru anul următor. Deficitul estimat la 7% din PIB anul trecut este în continuare unul suficient de mare încât să necesite măsuri de austeritate sau mărirea taxelor, ambele opțiuni deloc favorabile pentru economia aflată în suferință, așa cum este cea spaniolă. Cipru discută termeni și condiții noi, a obținut în, pentru împrumutul din partea Europei o rată de dobândă destul de rezonabilă și o diminuare a sumei de plătit anual prin împărțirea acestui credit pe o perioadă mai îndelungată, dar în momentul de față se pare că piețele sunt mai atente la modul în care se va derula fluxul de capital în momentul în care vor fi relaxate controlele asupra capitalului, cât de mult capital va pleca din Cipru și cât de repede. Probabil că, pe măsură ce restricțiile vor fi ridicate, retragerile vor fi masive. În ședința de astăzi avem din zona euro datele de inflație. Indicele CPI este estimat la 1,6%, o scădere mai accentuată decât aceasta ar însemna pentru euro riscuri de depreciere suplimentară. Mai interesante sunt datele care vin din Statele Unite. La 3,5 indicatorul ADP, care prevestește în unele situații ceea ce se întâmplă cu NFP-ul. De data aceasta se așteaptă un ADP la 203.000, o valoare peste 210-215 ar fi favorabilă dolarului american. Din punctul nostru de vedere, balanța riscurilor înclină către o cifră ceva mai slabă, care să afecteze negativ dolarul american. La ora 5, indicele ISM din sectorul serviciilor, foarte important, este estimat la 55,9. Din punctul nostru de vedere, există riscuri pentru a vedea o cifră sub aceste așteptări. În sesiunea asiatică am avut date din China și în China trebuie să menționăm două lucruri. Restricțiile impuse asupra creditării imobiliare creează deja un sentiment puțin favorabil. Pe de altă parte, datele venite din sectorul serviciilor, indice PMI pentru sectorul non-manufacturier, a fost bune spre foarte bune, ceea ce arată că încetul cu încetul se produce o reorientare către piața internă, ceea ce e o veste bună. Deci, pe ansamblu, am putea spune că în China sentimentul ar trebui să se orienteze puțin către o zonă mai optimistă. Nivelul de 1.28, spuneam, este un suport important care nu a fost răpuns. Evident, retragerea de 78.6 situată ceva mai jos la 27.93 este și ea
destul de utilă, chiar dacă e apropiată de primul nivel menționat. În momentul de față, credem că există anumite șanse constructive pentru moneda unică europeană, mai ales dacă închidem peste 28-10, caz în care în zona 28-27 și apoi 28-38 reprezintă nivelul de rezistență pe care piața le-ar putea testa în ședința de astăzi. În cazul unor surprize puternic pozitive din partea ADP-ului sau ASM-ului, am putea merge undeva spre 27-70 sau ulterior chiar spre 27-57, nivelul de extensie de 100, dacă nu mă înșel, de 113. Ei bine, acest minim local din zona 1.2750 ar fi o barieră destul de importantă în calea vânzătorilor și nu ne strică o imagine pe termen mai lung. Sub 2750 deja riscurile de a merge câteva zeci de puncte mai jos, zeci de pipi și mai jos, devin mai accentuate. Lira sterlină este într-o dinamică asemănătoare de revenire. Datele din sectorul de construcții urmează în curând. Un indice al prețurilor la intrarea în unele rețele de retail, prețul de achiziție a crescut. Aceasta se adaugă datelor care arătau că în piața imobiliară am avut cele mai mari creșteri lunare din ultimii ani și ar putea stabiliza puțin un sentiment mai constructiv referitor la lira sterlină. Aceasta are și tehnic o indicație favorabilă, odată cu această revenire din zona 1.51, o revenire deocamdată modestă, dar care credem noi că ar avea șanse să continue pe termen scurt. În această ipoteză am urmărit nivelul de retragere de 38.2 la 51.44, ca fiind un nivel de rezistență important în momentul de față, următorul fiind situat abia în zona 1.51.66. Sigur că pe termen scurt există o barieră de depășit aici în zona 1.51.17, deci foarte aproape de nivelul unde se află prețul acum, nu ar fi exclus o mică alunecare și apoi o nouă reacție pozitivă. În cazul în care mergem astăzi sub 50-75, deja lira intră într-o dinamică mult mai puțin atrăgătoare. Am putea să ne gândim aici la un pattern de tip double top și deja prețurile ar putea ținti ulterior nivelul sub 1.50. Piețele de capital americane au demonstrat că optimismul nu este ușor de zdruncinat. Și am generat în ședința de ieri noi maxime pentru US 30 și maxime la nivel de închidere și pentru US 500, indicele bazat pe S&P 500, astfel încât deocamdată tonalitatea pozitivă se menține. 514.589 este deocamdată depășit, dar observați că la nivel de închidere depășirea sa a fost insuficient de clar definită. În momentul de față există o tentație de a merge mai sus și pe această logică ar trebui să renunțăm la nivelul de 14.589 și să utilizăm alte elemente. Între acestea, credem că o opțiune valabilă ar fi extensia de 200% din ultima corecție la 14.688. Până atunci, însă, mai există posibilitatea de a vedea aici, creându-se o mișcare laterală care să permită eventual o apreciere de încă 25-30 de puncte înainte, peste maximul de la 14.609, ceea ce ne-ar da o zonă orientativă, o regiune, să spunem, de
la 14.640, mai mult sau mai puțin, alegând o variantă mai prudentă în cazul în care închidem peste 14.609. Poziția laterală este opțiunea predominantă pe termen scurt. Vedem cum arată și datele din piața muncii. Indicele german a recuperat destul de sănătos. 7.961, vechi nivel de rezistență, și-a făcut datoria și de data aceasta. Am avut un semnal de întoarcere pe finalul ședinței europene de ieri, o mică corecție. În momentul de față vedem aici mai degrabă desfășurându-se o evoluție laterală spre 7.918 și poate chiar ușor mai jos, înainte de a vedea eventual un nou asalt al lui 7.961. Peste 7.961 există o serie de niveluri de rezistență care pot pune probleme, 7.984, 8.003. Acest 8.016 este, cred, mai puțin relevant în momentul de față. În sens inferior, sub minimul local de la 7.918, ar intra în discuție regiunea 7.900 și apoi 7.889. Am păstrat doar nivelurile mai clar definite și mai importante. Interesant ce se întâmplă cu yenul. Avem ședința de politică monetară care a început deja. În dimineața zilei de mâine vom avea anunțul în intens așteptat și care trebuie să fie unul foarte puternic pentru a nu dezamăgi. În cazul în care volumul achizițiilor anunțate va fi unul foarte puternic, yenul japonez s-ar putea deprecia din nou spre 120.86-121.08. În interiorul ședinței de astăzi putem vedea pe termen scurt o dinamică de așteptare. Observați că ieri nu am putut depăși clar nivelul de 120.33, lucru destul de puțin plăcut pentru cumpărători. A spune că astăzi este esențial ca piața să nu închidă sub 119.42, chiar dacă am avea o alunecare intraday, poate chiar și sub minimul anterior. Dacă revenim peste 119.42, am putea fi bine poziționați pentru o reacție pozitivă ulterioară. Pe termen scurt, suportul despre care am vorbit, acesta la 42, în timp ce în sens superior 119.92 și 120.33 reprezintă niveluri importante. Foarte interesant, dacă mergem pe H1 chiar peste 120.33, am putea avea o străpungere mai clară. Deocamdată piața e destul de ezitantă din ceea ce vedem, are nevoie de un impuls pentru a schimba traiectoria. Petrolul s-a ajustat din nou spre nivelul de 110. În momentul de față, 110.02 este un suport destul de rezonabil. Nu credem că imposibil de străpuns. Sub 110.02 ar fi nivelul de 109.31, care este următorul pe care l-ar putea avea în vedere vânzătorii la o închidere clară sub 110.02. Depinde însă și de 100 și de cifrele oferite de către ASM, mai zice aici, poate într-o măsură mai mare decât ADP. Cifre bune ar schimba puțin perspectiva și ar transforma într-una mai optimistă pentru prețul petrolului. Imaginea daily însă, trebuie să menționăm și acest lucru, ar fi foarte slabă dacă nu avem închidere astăzi peste 110.90. Deci o închidere chiar și în zona 110.40 nu ar fi suficientă pentru a șterge o imagine negativă. Observați, corecție de 41.4, semnal de întoarcere destul de limpede. O revenire insuficientă ar pune probleme pentru zilele următoare pentru acest instrument. Aurul și-a atins cele din urmă ținta, a mers spre 1564. Piețele sunt încurajate de indiciile unei economii americane mai solide și de depășirea riscului de contagiune privind Cipru, cel puțin pentru moment. Nu credem că criza europeană s-a încheiat. Pe termen scurt însă există șansa sau riscul unor corecții, corecții pozitive care ar însemna poate chiar o mișcare spre zona 1578-1579. O privire scurtă pe porumb ne arată că în cele din urmă, fără o închidere clară peste 650, a fost o tentativă de a merge, dar prețurile nu au închis pe H4 peste acest nivel, am ajuns în zona 634, o barieră destul de importantă și aici credem că ar fi un nivel de la care cumpărătorii ar putea încerca o anumită revenire, chiar dacă fundamental
nu putem spune că imaginea este clar favorabilă acestora. Avem, deci, în cazul în care 6-3-4 nu este străpuns și o mișcare peste 6-4-1 este valabilă la nivel H4, avem șansa unor reveniri spre 650-659, dar numai dacă avem acea închidere peste nivelul menționat. O privire pe euro-ron ne arată o presiune negativă pentru leu. 4.4279 intră în discuție pentru ședința de astăzi. O străpungere a sa nu este cu totul imposibilă și 4.4410 ar fi următorul nivel țintit de către piețe. Există un sentiment mai puțin favorabil leului în această perioadă. În cazul în care vedem și această barieră trecută de la 4.4279, ar putea avea potențial suplimentar de depreciere. Nu uitați, la 31 sfert, ADP, la 5 indice la ISM din sectorul serviciilor. Până atunci, materialele noastre vor fi publicate pe site și ținem legătura în felul acesta. Mulțumesc pentru participare, o zi plăcută, profitabilă și veselă în ciuda ploii de afară. Toate cele bune, la revedere!